Până pe data de 28 iulie 2019, Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu al județului Călăraș va realiza o nouă rundă de testări a sistemului RoAlert. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin transmiterea unor mesaje de test către telefoanele mobile aflate în raza celulelor de telefonie mobilă din anumite zone. Telefoanele configurate pentru recepția mesajelor Ro Alert și care se vor afla în aria de acoperire a celulelor din zonele selectate pentru testare vor recepționa mesajul test. Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului Ro Alert, nu se impune aplicarea măsurilor de autoprotecție. Modurile de afișare și sunetele de avertizare sunt diferite în funcție de modelele telefonelor mobile. Pentru a primi mesajele transmise de IGSU prin structurile sale teritoriale, Cetățenii trebuie să se asigure că pe terminalele mobile sunt realizate setările corespunzătoare. Din momentul operaționalizării sistemului RoAlert în septembrie 2018 și până în prezent au fost transmise peste 400 de mesaje de avertizare a populației în situații reale.